Salutare! Astăzi am dat de clipul cu primul meu crab prins. Asta a fost acum vreo 12 ani. 11 sau 12 ani, cam așa. Și atunci mi s-a părut o matahală de crab. Avea între 3 și 4 kg, cam așa. Dar mie mi s-a părut o matahală de crab. Asta se întâmpla pe o baltă despre care mi-au zis câțiva prieteni cum că ar fi fost la o baltă unde au văzut crapi umblând la suprafață. Eu fiind pe la începuturi, așa, mergând la pescuit doar la caras și la pești din ăștia mici, am dedusem pe net de seria A Passion for Angling. Nu cred că ați auzit mult de ea, dar este cea mai tare serie și cea mai frumoasă serie despre pescuit englezească și nu numai englezească, zic că din toate timpurile. Și acolo am auzit și eu de Catch and Release, prinde și eliberează, și am și văzut la oamenii ăia, în special la Chris Yates, am văzut ce frumos și elegant pescuiau și eliberau tot ce prindeau. Văzând clipurile lor, normal că și eu am vrut să încep să prind crap, nu prea știam unde și prietenii ăștia numai bine mi-au zis de balta asta. Am venit aici și înainte să vin m-am interesat un pic pe net și am... În principiu am citit că ar fi bine la, pe bărzi din astea sălbatice, ar fi bine la mămăligă pe mumitor și porumb. Așa am și făcut. Și am venit aici într-o zi cu bicicleta. Auzisem că foarte, foarte rar trage aici. Dar s-a întâmplat că am ajuns cu bicicleta și chiar am avut camera pornită și am reușit să filmez drill-ul cu primul crab. Să vedeți că am fost foarte, foarte emoționat. N-am avut grijă deloc de crab. Sunt magit pe aici, o să vedeți imediat în clip. Dar nu, așa e la început. Nu știi de saltele de primire și grijă pentru pește și bla bla bla. Oricum, deci ăsta a fost primul crab prins de mine și primul eliberat. Deci, practic, la mine aici a început seria de pescuit la crab și catch and release. Dar aici peștele se ducea în partea stângă, era o tufă mare de papură. Dar se aude și la... Mi se aude și mulineta. Trăgeam un pic de el că aveam emoții mari, era și frică, nu prea știam cum să lucrez cu peșii mai mari cei. Oi, ce fac, frate? Ce dracu de animale? Da, deci cum ai zis, mie... Dar cum e ca un glob, într-o parte în alta. Sunt și crab sălbatic, mi s-a părut foarte puternic. Nu aveam mincioc, nu aveam nimic. Doar bățul, bețele, bicicleta. Da. Matahală. Da, bățul meu de 10 lei, cumpărat de la tinei. Mamă, dar e matahală de plină. Se vede monitorul cu porumb, cu mămăligă. Asta are 4 kg. Nu știu cât, dar e greu. E greu. Emoții faine pe vremea aia la început. Emoții de greu. Și unde s-a băgat acolo? Și mai înainte am scăpat unul ăla. Dar acolo ți s-a băgat? Dar s-a băgat ca dracu, ca glonțul. Matahale.
stați așa că îl las și filmea. Ia, mai prinde mai aici. Tot la boabă, așa-i? Da, și aici am mai scăpat. Stați așa că vă dau eu de-ase. Stai, mă, cu mine. Și n-are nicio rană pe el, vedeți? Oi, perfect. Ăsta, da, ăsta e sănătos. Sănătos. Vezi că sare. Că nu sare. Hai de mine, dar ce glonț. S-a dus dintr-o parte. Acolo ți s-a dus, sunt tu. Ca curbat-o, dar l-am dat avansat de parte. Și era acolo pe alea. Și era de parte. Bine că nu s-a băgat pe aici, că e răgălia asta aici. Nu știu cu ăla. Dar cu bățul ăsta mic, greu-l controlezi. Păi da. Hupa, mă. Așa se opresc. Ține-ți-l pic, nu azi. Vreau să-i facem o poză. Da, ce fain. Mare, mare, e? Și mă filmați pe mine, uitați-vă aici să se vadă cum aș filmează, cum îi dau drumul. A, cum filmează? Da. Gata. Primul cap pe aici și eliberat. Băi, da, faine, mă. Faine, băi, că mai merg și anul ăsta. Hai să va picioarele. Da. Făcuși, pe ziua de azi n-ai venit degeaba. A, ce faină e, bă, aia aici, bă. La picior, la cine de departe. Da, deci în anul ăla a urmat nu mulți pești, nu mulți crapi, dar pentru mine foarte, foarte mari. La fiecare aveam niște emoții super mari. Chiar mă și chinuiam să-i scot. Pentru că și balta era destul de dificilă, avea multe agățături, multe buturugi, plante, răgălii, tot ce vrei. Aici tot o oglindă frumoasă. Aici un comun frumos. Mie mi se păreau matahale pe atunci. Și tot o oglindă frumoasă, se vede cam tărâit-o pe jos. Și încă o oglindă frumoasă. Cred că asta a fost cea mai mare prinsă de mine. Aproximativ 4 kg. Da, nu, amintiri frumoase. Toți peștii pe care i-am prins, i-am și eliberat. Deci amintiri frumoase. Acum sper să treacă cât mai repede pandemia asta, să ne vedem cu bine pe malurile apelor.